licitație pentru realizarea modelelor, foarte multe calcule, lucrători, deci presupune și lucru indoor și outdoor. Da? Urmăriți în continuare terariul. Este o mașină pretențioasă, din acest motiv nu este foarte utilizată la întreaga capacitate și la toată puterea ei. Motorașul poate externă 3,5 cm cub, îți văd o turație de aproximativ 30.000 de rotații pe minut. Este o turație incredibilă, dar reală. Așteptăm cât mai mulți iubitori ale tehnicii să se alăture modelismului, promovarea acestei în rândul tinerilor fiind un lucru foarte interesant. Sunt foarte multe lucruri care dezvoltă anumite abilități tehnice copiilor, cunoștințe despre mașini, despre motoare, despre aviație, fizică, folosirea calculatorului, internet, totul este un lucru complex, o activitate complexă. Urmăriți în continuare evoluțiile. Excelent, excelent. Identica și Michael Schumacher. Aici, după cum am văzut, sunt expuse și modele de avion. Este o machetă Caraolul pe 7 avionului, se recunoaște de german Ristorstor, motor de 18 cm cub, pe bază de nitrometan. Și avionul cel roșu este o semi-macheta unui avion american de acrobație, PIT, special 1B. De asemenea, este echipat cu motor cu ardere internă, dar pe bază de benzină. Benzină normală de la Peco și ulei pentru putere.